categorie. Cele două tendințe de multe ori intră în conflict. Și aș începe un pic și aș intra într-un subiect destul de mediatizat la nivel juridic în municipiul București, respectiv la domeniul urbanismului. Mă opresc din toată zona vastă, ceea ce înseamnă dreptul construcțiilor, asupra acestui domeniu, pentru că pe lângă faptul că suscită un interes, legea 50 din 1991, care stabilește regimul juridic al construcțiilor, califică momentul de demarare a investițiilor ca fiind momentul de depunere cererii pentru emiterea unui certificat în vederea construirii unui imobil. Imobil sau unei investiții. Deci de aici începe demararea investiției. În trecut, domeniul urbanismului era văzut mai degrabă un domeniu tehnic și rezervat exercitării profesiei de arhitect, lăsându-se la o parte componenta juridică a urbanismului. Din punct de vedere al perspectivelor viitoare, consider că deja din ce în ce devine un domeniu mai degrabă juridic și fapt demonstrat de situația în care multe case mari de avocatură își creează sau își profesionalizează experți în acest domeniu, având în vedere că nu se mai poate limita urbanismul așa cum este el văzut din perspectiva legii construcțiilor doar la nivel de arhitecți. Modul în care este privit urbanismul în București în vremurile noastre, în zilele pe care le trăim acum, cu toată situația legată de anularea planurilor urbanistice sau planurilor urbanistice zonale coordonatoare sau planul urbanistic general, ne duc în ideea în care din ce în ce mai mult în instanță vor trebui rezolvate aceste probleme. Nu sunt de acord nici cu această tendință prin care transformăm judecătorii în arhitecți, în proiectanți sau în urbaniști. Nu acolo, teoretic, ar trebui să fie locul în care se tranșează problemele urbanistice, dar, din păcate, acolo suntem în punctul de astăzi. Vă mărturisesc că, din perspectiva exercitării ocupației sau mandatului de consilier general, sunt aici mai degrabă să ascult. Din perspectiva și consider ca și exponent al autorității locale că se impune de urgență o modificare legislativă la nivel de parlament, la nivel de guvern, pentru a se elimina discrepanțele sau de a se elimina inechitățile și pe de o parte și pe de alta. Din păcate, discutăm de o situație reactivă. Pe de o parte, avem avut o perioadă de dezvoltare haotică, o dezvoltare accelerată, dar o dezvoltare neconcentrată, dar pe de altă parte, ca și reacție, avem totuși o abordare din partea autorității locale mult exagerată și riscăm să destabilizăm piața construcțiilor atât de importantă pentru viața economică a orașului și, sigur, a întregii țări. Ca și avocat, am convingerea că, raportat la situația actuală din municipiul București, în viitorul apropiat se vor genera foarte multe hotărâri care vor echivala cu o jurisprudență relevantă în domeniul construcțiilor și sper ca această tendință de a reglementa prin jurisprudență urbanistic dezvoltarea orașului să înceteze și să ajungem în punctul în care să putem genera niște modificări legislative. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! Într-adevăr, aceasta este și părerea mea și cred că părerea generală, anume faptul că Bucureștiul are nevoie, într-adevăr, de norme urbanistice coerente care să, spunem, să remedieze problemele anterioare în materia urbanismului, dar în același timp trebuie avut în vedere și interesul economic al Bucureștiului și al pieței construcțiilor, care într-adevăr a fost afectată de ultimele decizii ale instanțelor privind planurile urbanistice zonale. Vă mulțumesc tare mult. Aș vrea să verific dacă sunt și întrebări din sală sau din partea celor care sunt alături de noi online.
Au fost atinse câteva puncte de interes și pentru noi, eu reprezint municipiul Brașov, dar cred că în prezentarea mea mai degrabă pot să... Am înțeles, am înțeles. Pot să-mi exprim opinia. Excelent. Atunci, fără să vă mai fac să așteptați, pentru că, într-adevăr, cele două păreri ale reprezentanților locale ai municipiului București și ai municipiului Brașov vor fi, într-adevăr, foarte utile pentru noi și pentru scopul acestei conferințe. O să dau în continuare cuvântul următorului speaker, mulțumind în același timp domnului Andrei Badiu pentru prezența și pentru amabilitatea de a fi alături de noi astăzi. Următorul nostru speaker va fi doamna Flavia Boghiu, este viceprimar al municipiului București, municipiului Brașov, îmi cer scuze. Este într-adevăr cel mai tânăr viceprimar femeie din istoria post-decembristă a Brașovului. Doamna Boghiu are în subordine, din câte înțeleg, urbanismul, alături de alte domenii precum educația, sănătatea, serviciile sociale, transport public și energie, așadar foarte multe domenii de interes public, iar pentru noi astăzi, bineînțeles că de interes este desigur urbanismul și domeniul construcțiilor. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi și o să vă dau în continuare cuvântul și vă mulțumesc mult. Eu mulțumesc. Aveam și o prezentare pregătită, dar dacă nu avem unde să o proiectăm, atunci o să vorbesc liber. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și e în același timp și o onoare și o stingereală în a fi între profesioniști, mai ales că în calitatea mea de ales am fost o profană în ale urbanismului și în ale sistemului juridic cu atât mai mult. Dar, odată cu delegarea atribuțiilor în urbanism, am fost nevoită și sunt nevoită în continuare să învăț și să văd cum pot să reprezint cel mai bine interesul public. Voi reveni și la ce a spus domnul Badiu, pentru că a atins foarte bine câteva aspecte pe care voiam să le ating și eu în prezentarea de astăzi, respectiv cum urbanismul este la joncțiunea dintre viziune și creație și aspectele legislative, că în același timp suntem datori ca în urmărirea interesului public să vedem și cum creionăm orașul, cum va arăta dezvoltarea orașului, asigurându-ne în același timp că respectăm legea. Iar toți cei care au fost puși în situația de a trebui să decidă în aspecte privind urbanismul și dezvoltarea orașului, s-au putut trezi de multe ori în situații în care fie aprobi ceva ce nu e neapărat benefic pentru oraș, fie comiți un abuz și ești pus în situația de a trebui să iei astfel de decizii dificile, păstrând în același timp ambele obligații, și aceea de a respecta legea și aceea de a avea grijă de dezvoltarea orașului din rolul pe care îl ocupi. Poate unii dintre dumneavoastră știți, a fost de notorietate la un moment dat, a ocupat destul de mult loc în spațiul media conflictul sau scandalul pe care anumiți dezvoltatori imobiliari l-au pornit sau l-au avut cu administrația din Brașov și cu mine în parte. Scandal care a pornit de la, îmi pare rău că nu avem să proiectăm, erau câteva imagini interesante, de la un deal din centrul Brașovului. Un deal deținut proprietate privată într-o zonă în care patrimoniul natural este foarte important pentru noi, pentru brașoveni. Este o zonă care se vede din centru de oriunde. Un deal în care proprietarul a început acum câțiva ani să sape fără autorizație în vederea dezvoltării unui ansamblu imobiliar. Când spun să sape în deal, și găsesc și pe internet imaginile, vorbesc despre niște canioane săpate în deal. Deci un deal care arată de parcă ai fi pe Marte acum și care reprezintă și are și un grad crescut de risc pentru tot ce înseamnă aluviuni care vin mai apoi spre cartierul Schei din Brașov. Asta se întâmpla în 2008, când s-a făcut gălăgie pe subiect, când s-au sesizat la momentul respectiv autoritățile și când proiectul a fost oprit la acel punct.
De atunci, respectivul dezvoltator încearcă, evident, să-și exploateze. Din nou, aș vrea să statuez de la început care este paradigma în care lucrăm și în care lucrez, după care îmi conduc activitatea. Nu este păcat să construiești. Nu este păcat să vrei să-ți exploatezi proprietatea în modul cel mai profitabil. De-aia există proprietate privată, n-are nimeni nimic cu construcțiile per se, dar în același timp credem că felul în care fiecare are dreptul să-și exploateze proprietatea trebuie să se întâmple sub sau cel puțin datoria noastră este să ne asigurăm că se întâmplă având în vedere interesul public în primul și în primul rând. Spuneam despre dealul de la care a pornit toată lupta imobiliară sau una dintre cele mai aprige. Avem în momentul de față 92 de litigii pe rol cu dezvoltatorul respectiv. Primăria ca autoritate a făcut și greșeli și face în continuare și greșeli și acesta este un alt subiect care ar fi foarte interesant de dezbătut cu mediul privat legat de abilitățile și competențele pe care le au administrațiile locale în gestionarea situațiilor deosebite, atât cele ce privesc partea de litigii și reprezentare în instanță, cât și partea din rolul de avizator, unde lipsește de multe ori competență în instituții, ca să nu mai spunem de capacitatea de a emite documente la timp, situație pentru care ne merităm roșiile în cap pe care clienții dumneavoastră le aruncă înspre noi de cele mai multe ori. Și spuneam despre dealul de la care a pornit unul dintre cele mai intense subiecte imobiliare din Brașov, și asupra căruia, ca să vă dau un element de context, puzul expirat, suntem pe PUC, dreptul de a construi un P+2. Pe de altă parte, istoric, în proprietăți învecinate, unde s-a construit pe un P+2, dar care a ajuns să fie, fiind construcție în pantă, care a ajuns să numere până la 9 niveluri într-unul din capetele imobilului, patrimoniul natural foarte important și valoros pentru oraș. Ce facem în situația asta? Proprietarul a tot venit, l-a certificat, i s-a cerut să întocmească PUD, partea cu construirea și, mă rog, aia e o altă parte cu litigile, dar ce facem noi totuși ca să protejăm patrimoniul natural al Brașovului? Și după un an de căzneală și travaliu pe subiect, atât cu specialiști din zona urbanismului, arhitecți, juriști, am adus tot ce am găsit ca și corp profesional disponibil să ajute în municipiul Brașov, am elaborat și acum avem în consultare, în transparență decizională, reglementările privind construcțiile în pantă în Brașov. Un ghid de 92 de pagini, fundamentat pe legislația în vigoare, care analizează toate elementele privind felul în care se poate construi în pantă și din punct de vedere al parcelării și din punct de vedere al conceptului arhitectural și cum trebuie să arate și din punct de vedere al inserțiilor clădirilor în patrimoniul natural și a felului în care se văd aceste clădiri din oraș și din punct de vedere al funcționalității și din punct de vedere al protejării mediului și al grijei față de cât păstrăm ca teren natural și din punct de vedere al siguranței. Noi suntem și într-un proces de elaborare PUG, am terminat prima etapă de recepționare a studiilor de fundamentare. Cumva asta ne ajută și în felul în care se elaborează planul urbanistic general și în perspectiva de dezvoltare a urbanisticii a Brașovului. Și este un regulament de care trebuie să recunosc că sunt foarte mândră de cum a ieșit, cu atât mai mult cu cât spuneam, este rezultatul a unui an de muncă a varii categorii de profesioniști din domeniu și care, vă dau câteva exemple legate de ce face în final aplicarea acestor reglementări. În primul rând, sunt menite și să-i ajute pe beneficiari. E mult mai ușor să știi atunci când vii cu un plan urbanistic de detaliu, când vii cu un proiect la aprobat, să înțelegi ce vrea autoritatea de la tine. E un reproș pe care îl auzim destul de des și pe care pot să-l înțeleg.
domne, ne tot purtați cu hârtiile, dar nu înțelegem ce vreți de la noi. Și atunci, în acest sens, aceste reglementări vin tocmai să eludeze și să facă mai ușor de înțeles. Și vă dau un exemplu legat de cum poți să-ți exploatezi în așa fel încât să nu se mai întâmple situații în care sapi în deal 9 niveluri, deși regimul de înălțime îți permitea maxim 4 și ai găsit absolut legal, dar creativ în defavoarea orașului calea, prin aplicarea tuturor reglementărilor de care spuneam, și vis-a-vis de parcelare, și vis-a-vis de regimul de înălțime, și vis-a-vis de înălțimea maximă admisă, poți, de exemplu, construi imobile de 2 plus M în care să-ți iasă 6 apartamente într-o zonă premium din municipiul Brașov. Nu te împiedică absolut nimeni să construiești, poți să construiești apartamente premium, spuneam, e o zonă premium, dar să construiești nu 9 etaje săpate în deal de se prăbușește după aceea tot dealul peste șcheii Brașovului, ci să construiești într-un fel care să se potrivească și, așa cum spuneam, și cu specificul zonei. E doar unul dintre exemplele legate de ce poate să iasă dacă urmărești întocmai reglementările prevăzute în această metodologie. Suntem, așa cum spuneam, în transparență decizională, urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. Evident, așa cum bine știți, politicul și zona imobiliară de prea multe ori se amestecă în feluri, în anumite feluri. Sperăm să avem și susținerea politică pe acest proiect. Urmează să mai organizăm în continuare și o serie de dezbateri pe lângă partea de transparență decizională cu mediile profesionale relevante, cu urbaniști, cu arhitecți, cu juriști. Și sperăm ca acesta să fie un prim exemplu de cum poți reglementa la nivel local, folosindu-te de cadrul legislativ pe care l-ai la îndemână, dar care uneori este insuficient reglementat și cred că toți cei care au fost în poziția de a trebui să ia decizii, așa cum spuneam, uneori ești în fața deciziei dificile de fac ceva care nu e neapărat în cea mai bună decizie pentru oraș, altfel comit un abuz și nu respect legea sau nu îi dau petentului dreptul care îi se convine legal. Și atunci sperăm ca acest regulament, care este o premieră la nivelul României, să fie un exemplu de bune practici pentru zone sensibile. El se găsește, l-am adus astăzi să proiectez câteva dintre aspectele importante, dar cred că putem să-l punem la dispoziție și ulterior, dacă sunt persoane care sunt interesate, să îl punem la dispoziție. Și sperăm să devină un exemplu de cum pot colabora, cum pot colabora mediile profesionale, așa cum spuneam și așa cum și domnul Badiu a menționat foarte bine. Urbanismul nu mai este doar despre viziune și partea de creație, este foarte mult și despre respectarea legii și cred că deja se impune să existe această colaborare între ce înseamnă autoritatea publică, mediul profesional de arhitecți și urbaniști și neapărat și mediul profesional de juriști și care să reprezinte interesul beneficiarilor și clienților lor, așa cum și spuneam, nu e păcat să construiești, nu e păcat să vrei să-ți exploatezi terenul pentru profit. Eu mulțumesc și dacă sunt întrebări, vă stau cu drag la dispoziție. Îmi pare rău că n-am făcut prezentarea și în engleză. Nu este nicio problemă. Noi vă mulțumim. Vă rog, sigur. Aș avea o întrebare referitor la acest regulament cu privire la care ați menționat mai devreme. Înțeleg că ați lucrat timp de un an la pregătirea lui. Există un asemenea, ați menționat deja că la nivel național e cu caracter de premieră. Dar în pregătirea regulamentului probabil ați făcut un research la nivel european sau chiar la nivel mondial. Există la nivel european un asemenea regulament în vreo altă țară care are dealuri? Am găsit elemente similare care au putut fi, care au putut servi drept model. Se practică și în alte zone să se ceară studii suplimentare sau să fie specificațiile foarte, foarte în detaliu pe zone deosebite, fie că discutăm despre patrimoniu construit, cum e centrul istoric al Brașovului, fie că discutăm despre patrimoniu natural.
N-am găsit un model cap-coadă, dar am luat elemente din vari alte reglementări europene. Mulțumesc. Și încă o întrebare, suplimentară, până când probabil este pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov acest regulament. Cum ați definit conceptul de deal? La nivel intuitiv, înțelegem cu toții ce înseamnă un deal, dar aș fi curios cum l-ați definit în acel regulament. Una dintre părțile mele preferate din regulament, mi s-a spus că sunt ocilară pe subiectul ăsta, dar îmi place foarte, foarte mult cum au ieșit reglementările astea și mi s-a atras atenția să nu-i mai spun neapărat regulament, ci să-i spunem reglementări. Una dintre părțile care era necesară și pe care, evident, de multe ori... În semantică, diavolul stă în detalii și uneori din perspectiva semanticii ne trezim că ne raportăm diferit la ce înseamnă locuință colectivă mică, ce înseamnă locuință colectivă mare și așa mai departe. Avem și un glosar de termeni din care o să enumăr sau o să spicuiesc câteva dintre ele. De exemplu, ce înseamnă peisajul, ce înseamnă, care sunt și sunt luate din, de exemplu, peisajul în sensul legii numărul 451 din 2002. Am luat elementele legate de toate conceptele pe care le-am utilizat în elaborarea reglementărilor ca să ne asigurăm că sunt suficient explicitate. De exemplu, chiar dacă nu este definit termenul deal, odată ce ai definiția pantei, odată ce ai definiția peisajului și odată ce respecti toți indicatorii care sunt enumerați în metodologie, reiese, proiectele n-au cum să mai producă fel de fel de monștri și balauri din punct de vedere al potrejerii patrimoniului. Dacă îmi permiteți, am și eu două întrebări. Una e mai așa. Am observat că aveți ceva cu numărul 92, că a spus că reglementarea are 92 de pagini și aveți 92 de litigii cu dezvoltatorul imobiliar. Întrebarea 98 era, de pagini are reglementarea, acolo am înțeles. Întrebarea era ce obiect au cele 92 de litigii dacă sunt cu un singur dezvoltator? Adică, care e obiectul? Vari. De la obligația de a face... pe certificate neemise. Adică sunt reciproc formulate acțiunile în justiție și dezvoltatorul și dumneavoastră primăria. Dezechilibrat foarte, adică e mult mai activ decât noi. Am înțeles. Bun. Și următoarea întrebare era atunci când au fost eliberate sau nu au fost eliberate autorizațiile respective, nu a fost avut în vedere și impactul asupra mediului? Ba da, dar... Adică dacă n-a fost avut în vedere la refuzul de elibera? Da, a fost avut în vedere, bănuiesc, nu? Tocmai faptul că Dacia bănuiesc că nu ați eliberat. A fost avut în vedere, doar că autoritățile publice locale nu sunt foarte pricepute în a și foarte creative în a-și fundamenta mai bine deciziile. Acesta fiind, de exemplu, unul dintre exemple. Adică dacă autoritatea s-ar fi apucat din timp să își achiziționeze studiile necesare, care să arate că, din punct de vedere al impactului asupra mediului, de ce zona respectivă trebuie tratată într-un anume fel, nu ar fi ajuns probabil în punctul acesta. Însă doar nici nu avem libertatea de a refuza emiterea autorizației, motivând doar... Noi considerăm că are un impact negativ asupra mediului. Și dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, mai aveți și alte dealuri în Brașov, susceptibile de astfel de... Ca să știți la ce să vă așteptați. Avem cam trei categorii de situații sensibile pe care trebuie să le gestionăm. Fie că discutăm de patrimoniu natural de dealuri, fie că discutăm de reconversia unor foste platforme industriale. Și avem și exemple de bună practică unde un investitor a luat întreaga platformă și a construit coerent și cu o viziune de dezvoltare pe întreg cartierul. Avem și situații în care a fost fărmițat și a construit fiecare cum a construit și a ieșit un dezastru. Și avem, de exemplu, acum platformă de
care încă este nu s-a investit în ea, 100 de hectare, pe care, evident, fiecare dintre proprietarii care vor să-și exploateze terenul, fac presiune să înceapă construcția. Și unde noi, pe de cealaltă parte, nouă ni se pare normal să elaborăm un master plan pe zonă, să facem câțiva pași în spate și să ne uităm, chiar dacă are proprietari multipli, cum va arăta această fostă platformă industrială peste 20 de ani, peste 30 de ani. Că este rolul și datoria autorității să reglementeze. Poate autoritatea decide că vrea să aibă cel mai mare parc de distracții din Europa și vrea să reglementeze ca atare și să facă pe toată platforma un parc de distracții. Sau poate vrea să facă un cartier de locuit, sau poate vrea să facă o zonă industrială. Că la urmă aici apare conflictul, de fapt, între investitor și autoritate. Interesul fiecăruia este evident. Na, investitorul vrea să-și exploateze, așa cum spuneam, cât mai profitabil proprietatea. În același timp, autoritatea este obligată să se asigure că investiția se întâmplă în raport cu ce se întâmplă în oraș. Și mai avem situații, de exemplu, în care nu permite infrastructura, și asta iar e o chestiune care e prea, prea puțin reglementată. Ce faci dacă pe zona pe care vrea să dezvolte un privat, infrastructura rutieră actuală nu îți permite neapărat, nu suportă, nu duce. Și atunci ești într-o altă situație în care trebuie să-i spui investitorului, așteaptă puțin să vin și eu cu drumul sau cu canalizarea, că altfel o să avem probleme. Mă rog, o să am eu probleme cu investitorul după ce a vândut. Bun, gata. Ultima întrebare, dacă îmi permite. Există, acum să pun o întrebare din partea dezvoltatorului. Există vreun precedent, să spunem, un alt deal în Brașov care are astfel de construcții? Care să-i permită lui să solicite? Nu în condițiile identice, în sensul în care a existat un PUZ în vigoare, a fost construit cu autorizație emisă pe PUZ-ul respectiv. Adică nu în condiții identice. Vă doresc succes! Aș vrea să felicit municipiul Brașov pentru bunele practici și pentru regulamentul elaborat. Și eu zic tot regulament, nu reglementare, că așa parcă prea ne luăm de semantică. Și vă urez succes în aplicarea lui pe viitor. Deci o discuție. Pentru că undeva noi trebuie să ne obișnuim să ne ducem, apropo de discuția juridică, la un principiu numit neretroactivitatea legii. Deci și problema asta o avem și în București. Și nu discutăm de 92 de litigi. Discutăm de sute, mii de litigi. Pentru că noi, ca autorități, trebuie să înțelegem că până la urmă proprietatea privată este sfântă, este consacrată de Constituție. O reglementare urbanistică este o limitare, o îngrădire a exercitării dreptului de proprietate. Noi mai avem o altă formă sau o altă formă de manifestare dată de Constituție, și anume expropierea. Dacă este atât de important, acum discutăm despre acest deal, un obiectiv, el poate fi expropiat, poate proprietarul să primească o justă și prealabilă despăgubire, se pot termina toate litigiile și genera unul singur, care cu siguranță va veni, respectiv cel care privește cuantumul despăgubirilor, dar undeva trebuie să, și în sensul ăsta a fost și discuția de mai devreme pe care am inițiat-o, de a respecta totuși proprietatea privată. Autoritatea publică, sigur, vizează protecția unui interes public, dar interesul public de multe ori este relativ. Ca și viceprimar știți foarte bine că vă duceți într-un bloc și întrebați la fiecare apartament și vor spune fiecare că lângă bloc 1 va vrea loc de parcare, altul loc de joacă, altul spațiu verde, altul o băncuță, în funcție de momentul și de nevoile omului. Noi nu putem să ne raportăm totuși din perspectivă juridică, nu putem să ne raportăm la astfel de criterii. Sigur, din perspectivă administrativă suntem obligați să o facem. În schimb, consider că noi, primă fază, suntem totuși și noi, ca autoritate publică, garanția ai respectării dreptului de proprietate și al componentei de dispoziție asupra lui. Degeaba vrea autoritatea publică să facă un parc de distracții dacă acel parc de distracții nu va fi rentabil pentru dezvoltator. El vrea totuși să înțelegă ceva din proprietatea lui în timpul vieții sale. Degeaba vrea autoritatea publică să pună spațiu verde.
Oricum, legea nu mai permite așa ceva și în București noi avem aici o problemă enormă cu faptul că efectiv s-au pus prin voința arhitectului șef la un moment dat V-uri de toate tipurile și toate funcțiunile pe teren proprietate privată. Complet nelegal, pentru că s-a pronunțat deja în alta curte și a spus că o astfel de încadrare urbanistică echivalează cu o expropriere în fapt, lipsind omul de posibilitatea de dispoziție asupra terenului. Deci aici undeva trebuie să avem grijă și spun avem, pentru că împreună reprezentăm autorități locale cu diferențe sensibile, dar nici nu putem să nu băgăm în seamă interesul, obligația noastră de a respecta proprietatea privată. Și aici o să mă opresc. Am ținut neapărat să fac precizarea aplicării pe viitor, pentru că la nivelul municipiului București o dezbatere foarte intensă în ceea ce privește momentul în care se aplică o reglementare urbanistică, întârzierea sau neemiterea unor documente, cum ar fi certificate de urbanism, autorizații de construire, o consider o practică total ilegală. Sigur că trebuie, dacă nu corespunde rigorilor legii, o solicitare chiar și documentată, trebuie respinsă. Pe de altă parte, vă înțeleg poziția, pentru că sunt și eu în această poziție, în sensul în care cum să refuzi emiterea unei autorizații de construcție, de exemplu, în condițiile în care avizele din spate, care se urmarea emiterii certificatului de urbanism, sunt toate care opinează că trebuie emisă acea autorizație. La rândul lui, fiecare din aceste documente este emis de autorități locale sau centrale. Ele se bucură de o prezumție de legalitate. Și acum mă întreb eu, funcționar fiind, ce forță am eu să răstorn această prezumție de legalitate și să spun nu este așa. De aceea, în intervenția mea, spuneam că este nevoie de urgență să se intervine la nivel național. Noi, la nivel local, nu putem interveni decât pe regulamente din punct de vedere urbanistic sau să controlăm un pic din emiterea anumitor documente cu caracter individual, câteodată și cu caracter normativ, și aici discutăm de regulamentele de urbanism. Dar mai mult de atât nu pot să fac. La nivel național este o problemă, legea este lacunară, legea permite și abuzuri și de o parte și de alta, legea permite exagerări și de o parte și de alta. Am spus în ședința de Consiliu General, în public, nu putem înlocui o golănie urbanistică cu o golănie juridică. Fiecare dintre cele două golănii, ghilimelele de rigoare, își păstrează caracterul individual și nu se compensează una pe alta. Vă mulțumesc și mă opresc. De acord cu dumneavoastră și spuneați de principiul neretroactivității, se numește când îți tremură pixul pe foaie și îți dai seama că n-ai ce să faci, că deja e tăvălugul pornit de acum câțiva ani, pus în vigoare toate avizele și semnezi ceva ce în alt context n-ai fi avizat acum sau n-ai fi semnat acum. Dar, într-adevăr, profitând de prezența domnului viceprimar aici, care este și preocupată de subiect, cu două întrebări suplimentare, fiindcă într-o discuție precedentă care a avut loc la nivelul municipiului București, cineva spunea foarte bine că, în fine, dezvoltatorii sau proprietarii gândesc termenele în zile sau în săptămâni, autoritățile locale le gândesc în ani. Referitor la ce ați menționat cu privire la inițierea unui nou plan urbanistic general, care este termenul estimativ de adoptare a unui plan urbanistic general la nivelul municipiului Brașov? Și a doua întrebare, cu privire la acea platformă, s-a luat în considerare ca autoritatea locală să dezvolte un PUZ din proprie inițiativă pentru acea platformă? Mulțumesc! Legat de elaborarea planului urbanistic general, 2025 este termenul de recepție, ca durată se va fi întins undeva pe 5 ani elaborarea lui. Suntem deja în întârziere și după prima etapă am trecut de 20% suntem la un progres de 20%, dar cu eforturi teribil de mari, din aceleași motive de lipsă de capacitate. Cel puțin studiile de fundamentare în prima etapă au fost 28, de la geotopo la toate studiile posibile, pe care nu ai capacitate în primărie, spusă la modul cât mai simplu, să le recepționezi. A trebuit să facem comisii de recepție cu externi care au venit voluntari, cu specialiști, ce au analizat și ne-au ajutat să recepționăm 28 de studii de fundamentare.
și după aceea corespondență ping-pong cu elaboratorul, adică capacitatea este extrem de restrânsă. Noi am înființat la nivelul primăriei un birou de sistematizare urbană, birou de proiectare și sistematizare urbană, cu intenția de a fi noi elaboratori de puzuri pe viitor. Deocamdată încă nu reușim să avem capacitatea să facem asta. Iar legat de platforma despre care spuneam, ni s-a pus întrebarea, bine, dar când? Când o faceți? Pentru că celor care au venit să solicite aprobare PUZ pe diferite zone, bucățele, ne-am spus că vrem un master plan, facilităm și am chemat toți proprietarii care au răspuns la invitație, am chemat la primărie, facilităm, puneți-vă de acord, faceți-l împreună, faceți-l cum vreți. Dacă mă întrebați pe mine, dar de ce nu facem primăria un PUZ și când, vă spun, eu nu mă grăbesc nicăieri. Eu n-am, pentru mine primărie, pentru mine autoritate, nu e o urgență, pentru că eu, ca să dezvolt zona respectivă, trebuie să mă asigur că duc și infrastructura rutieră, că duc și restul de infrastructură, adică îmi generează mie oricum alte proiecte de investiții despre care știu că nu le pot face în ritmul în care dezvoltă privatul, își dezvoltă ansamblul. Și atunci, dacă pentru privat este și pot să înțeleg că este urgența să le dezvolte, trebuie să colaborăm. Este singura variantă și cred că e cazul ca autoritățile și zona privată să iasă din paradigma de conflict sau de părți opuse și să treacă într-una de colaborare. Și privatul să înțeleagă că dacă își dorește ca lucrurile să meargă mai repede, trebuie să colaboreze cu primăria și asta înseamnă uneori că colaborarea asta vine cu o restrângere a profitului. Altă variantă nu avem. Dar nici privatul nu poate să construiască doar blocuri, ci construiește comunități, mai ales la ansamblurile, la ansamblurile imobiliar, la cartiere și așa mai departe. Și noi nu avem capacitatea să facem lucrurile mai repede de atât. Și încă o dată, nici nu avem vreo grabă neapărat, mai ales în zone pe care nu ai în perspectivă să le dezvolți în viitorul imediat, plus termenele care sunt în ce privește investițiile publice. Avem proiect de o altă cale de acces spre comuna dormitor a Brașovului și care să ne degreveze unul dintre bulevardele importante care deja în momentul de față este în Orle de Vârf, e blocat. Avem contractul de finanțare semnat și cu toate astea termenul de realizare, de implementare e 2027. Toți cei care vor deja să construiască, care au puzuri aprobate, se grăbesc să construiască înainte. Dar noi deja acum, noi deja avem blocaje. Și atunci, echilibrul dintre interesul public și cel privat, ne întâlnim undeva la mijloc. Și gata, cred că am monopolizat discuția cam mult. Mulțumesc. Nu, absolut deloc. Eu vă mulțumesc tare mult. Într-adevăr, este o discuție și o problemă foarte, foarte interesantă care merită dezbătută. Aș nota aici două chestiuni care mi se par esențiale, care ies din această discuție. Prima ar fi coerența la nivel urbanistic și care ar trebui să se regăsească atât la nivelul reglementărilor urbanistice, iar ulterior să se vadă cu ochiul liber în momentul în care mergi pe o stradă și vezi într-adevăr că acea stradă are o coerență arhitecturală și urbanistică. Iar a doua problemă pe care domnul Badiou a semnalat-o foarte bine, într-adevăr și eu sunt de acord că legislația de la nivel național, nu neapărat la nivel local, nu ne oferă o certitudine cu privire la data la care o nouă reglementare urbanistică intră în vigoare. Ce ar trebui să facă o autoritate contractantă în momentul în care primește spre aprobare o documentație tehnică de construcție, o aprobă, iar ulterior, să spunem până se emite certificat de urbanism, până în autorizație de construcție, regulile urbanistice se schimbă. Cred că este într-adevăr foarte dificil pentru o autoritate publică să ia o decizie și să semneze o autorizație de construcție în condițiile în care regulile, reglementările anterioare care au fundamentat celelalte acte administrative care vor sta la baza autorizației de construcție s-au modificat. Într-adevăr, este o problemă și merită în continuare semnalată și dezbătută. De altfel, vă felicit și eu pentru această inițiativă. Nu am înțeles exact dacă acest regulament este doar pentru o anumită zonă a Brașovului sau are în vedere întreaga municipalitate. Este aferent construcțiilor în pantă. Am înțeles.
analizat în detaliu zona respectivă, pentru care și particularități privind riscurile de privind solul. Am înțeles. Pe studiile recepționate pentru elaborarea PUG-ului, care ne-au relevat că, într-adevăr, acolo riscurile de surpări de teren și așa mai departe sunt mai mari. Înțeles. Vă mulțumesc. În continuare o să dau cuvântul următorului speaker de astăzi. Înțeleg că dumnealui va vorbi în va prezenta în limba engleză, astfel că și introducerea mea va fi în limba engleză. Therefore, the next speaker of today is Mr. Lucian Epure. He is an attorney of law of the well-known Dragne and Associates. Mr. Lucian Epure is a senior associate, and he is specialized both in the domestic and international arbitration practice. Also handles litigation in other specialized matters such as contractual disputes, civil disputes, tort disputes, insolvency, restructuring, so on and so forth. I thank Mr. Lucian for being with us today, and I will give him the floor. Thank you. Thank you very much for the introduction. I am honored to be in front of you today, both in front of the present people here and also in front of the ones who follow us online. The topic of my presentation today refers to particularities of the exequatur procedures concerning arbitral awards rendered in construction disputes between contractors and subcontractors. I will start by making a few general remarks about the subcontractors in construction projects. Obviously, they are a very common practice in construction projects, as they serve the need for specialization, as well as for location purposes. It is not uncommon for a contractor to be from a different country than the one where the project is done. And it is opportunist for the contractor to transfer part of the works to local subcontractors. In order for a construction project to be performed properly, it is essential for the main contract, the one concluded between the employer and the contractor, and the subcontract between the contractor and the subcontractor, to be aligned. This alignment is done either by reference in the subcontract to particular clauses of the main contract, or by assuming that all the provisions of the main contract are part of the subcontract. These synchronized contracts are usually called back-to-back contracts. These back-to-back contracts generate a contractual chain comprised of the employer, the contractor, and the subcontractor. And I will now refer to some of the most important effects of the back-to-back contracts on this contractual chain. First of all, although the two contracts are linked together, they are still autonomous agreements. Therefore, generally, unless the parties agree otherwise, there is no direct contractual link between the employer and the subcontractor, which leads to another effect related to the risk allocation. Obviously, we can analyze the risk allocation in back-to-back contracts in many instances, but for the purpose of my presentation, I will refer mainly to the pay when paid or pay if paid clause, which is found in most of the model contracts used in construction projects. That basically states that the subcontractor will be paid by the contractor when and if the contractor is paid by the employer. And starting from this pay when paid and pay if paid effect of the back-to-back contracts, I want to refer to some procedural issues, and by that I will start from the following hypothesis. A foreign arbitral award that confirms the back-to-back contracts, the back-to-back nature of the contracts, and
orders the contractor to pay the subcontractor amounts on a pay when paid basis. And then the subcontractor files a request for recognition and enforcement of the arbitral award in Romania. We will find ourselves in many cases that at the moment when the request for recognition and enforcement of the arbitral award is filed, the obligation deriving from the arbitral award is not due and payable yet. And this is basically the main point I want to address, namely, which are the limits of the judicial review in the exequatur procedures and whether this kind of aspects can fall within the limits of the judicial review. And I will start obviously with the legal grounds for the exequatur procedures. They can be found in articles 1124 to 1133 of the Romanian Civil Procedure Code, as well as in the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. And in order to establish which are the limits of the judicial review in exequatur procedures, I will refer to the most important provisions in the sections that I previously mentioned, which set these limits. And I will refer first to Article 1125, which I will read quickly for everyone, that reads as follows. Any arbitral award among those provided for in Article 1124 is recognized and may be enforced in Romania if the dispute forming its object can be settled by arbitration in Romania, and if the award does not contain provisions contrary to the public order of Romanian private international law. This provision is equivalent to Article 5, paragraph 2 of the New York Convention. So this legal provision sets the first two conditions for the recognition and enforcement of the arbitral award, namely the arbitrability of the dispute, as well as the compliance of the award with the public order of Romanian private international law. Further on, I will refer to Article 1127, paragraph 1, which reads that the one who relies on a foreign arbitral award may request only its recognition in order to invoke the authority of res judicata, or when it is not voluntarily carried out, the declaration of enforceability on the territory of Romania. I will go back to this article later in my presentation because it has a particular relevance. Further on, obviously, Article 1129, as well as Article 5, paragraph 1 of the New York Convention, sets the limitative grounds for refusal of recognition or enforcement. I will not go on and read them because the content of these grounds is not relevant for the case that I would like to present, but their actual existence. And lastly, Article 1133, which sets the prohibition of the court vested with the exequatur to examine the arbitral award on the merits of the dispute. And within these limits, the common approach of the courts of law in Romania vested with a request for recognition and enforcement of arbitral awards is a formal one. Namely, the court reviews the request only by checking the arbitrability of the dispute, the compliance with the public order of Romanian private international law, and whether there are grounds for refusal of recognition and enforcement. However, I argue that in cases as the one that I present, it is necessary for the courts to make a more substantial review. And the arguments for a more substantial review are, among others, the following. First of all, the exequatur request has a dual nature. This is mentioned in Article 1127 that states that
a party can either request recognition of the arbitral award if it wants to oppose res judicata, or in case the arbitral award is not carried out voluntarily, it can ask for the enforcement. Therefore, the enforcement of the arbitral award is conditioned by the award not being carried out voluntarily. And this, I believe, has to follow under the review of the court vested with the exequatur. Moreover, this is important also because there is no subsequent judicial procedure for the declaration of the enforceability of the award. Therefore, when a decision is rendered on the exequatur, the interested party can go and enforce the award, and we may find ourselves in a situation where the test that a foreign arbitral award has to pass in order to be enforced in Romania is lighter than the test that Romanian court decision has to pass in order to be enforced in Romania, because the court that is before which a declaration of enforceability is filed will check whether the obligations arriving from the writ of execution, even though that writ is a Romanian court decision, are due and payable at the moment where the declaration is requested. And moreover, this kind of a review made by the courts in the exequatur procedure are not incompatible with the provisions of Article 1133. It is a common practice of the courts not to go any further in analyzing the exequatur request grounded by the provisions of 1133 of the Civil Procedure Code, saying that any other aspects refer to the merits of the arbitration, then they cannot be the subject of the review of the court. However, I strongly believe that in a case like the one that I referred to, it is important for the court to analyze the status of the obligation. And this analysis is not incompatible with Article 1133, because it will not review the merits of the arbitration. It will simply state upon the application of the arbitral award. Thank you very much. And I look forward to your questions. Thank you. Thank you very much. May I please check if there are any other questions from our guests here or online? If not, I will have a question for you, of course. Let's say we have a scenario where two parties concluded a construction agreement, and they entered into a dispute. Let's say the contractor performed additional works for which he was not paid for. He obtains an arbitral award where he is awarded with an amount of money for those additional works. At the same time, the employer also claims liquidated damages, let's say. Mm-hmm. He claims that he also has a claim, a receivable against the contractor. But he does not go into arbitration with this claim. He comes with this claim only in the exequatur procedure. Let's say that following the arbitral award, the contractor goes to the competent court of law to obtain the recognition and the enforcement of the foreign arbitral award in Romania. And through its statement of defense, the employer comes with his claim saying that, okay, I know you have obtained this right to this amount of money through the arbitral award, but I myself as the employer also have a right to liquidated damages for which we issued this invoice according to this provision of the contract,
and therefore our claims should be set off, should be compensated to each other. What is your view on this? Can the employer invoke the set off of the correspondent claims? I find myself in the position where, although I argued for an extended judicial review in exequatur, I think that the case that you presented falls outside the scope of the exequatur, and I do not think that the employer can invoke a set off within the exequatur procedure. This being an aspect on the merits of the contract. Yeah. I fully agree with you. But I've seen decisions in other proceedings where the court did not reject those claims which were outside the arbitral award as inadmissible. They rather analyzed them on the merits and decided that the defendant, let's say, did not have a claim, an actual claim against the plaintiff, who was seeking only to obtain the recognition of the award. I think making a step forward, it would be interesting to see what happens in the enforced when the award is enforced, whether in executional procedure the employer can invoke the set off. Indeed. I know. You say if the claim for the set off is rejected in the exequatur procedure, the employer in our example could invoke again the set off in the enforcement, in the actual enforcement of the arbitral award. Yes, and if it is de jure set off, I think probably yes. But do you think, and this is also applicable to everyone in this room and online, if the employer from our example invoked the set-off in the exequatur procedure, can he, and he was denied through a res judicata decision by the court, his claim was denied, right, on the merits. Can he invoke again the set-off without being denied due to res judicata reasons? We have to consider then the character of the reasoning of the exequatur decision, whether they are overabundant and or they are decisive reasoning, because it may be opposed res judicata. However, I do not believe that the court should analyze the set-off within the exequatur procedure. Great. This is also my opinion. Thank you very much. Thank you, Lucian. Thank you. This was a real pleasure, and your words were very insightful. Now, going at our last speaker of this morning's panel, we will have in front of us Mr. Daniel Morano. I think Mr. Morano will present into Romanian, right? So I will switch into Romanian myself. Așadar, îl vom avea în fața noastră astăzi pe domnul avocat Daniel Morano. Domnul Morano este doctor în drept și este partener la Morano Law Office. Dumnealui are o vastă experiență ca avocat în atât în domeniul construcțiilor, cât și în multe alte domenii, inclusiv real estate, dreptul muncii, achiziții, fuziuni și așa mai departe, acordând inclusiv consultanță și reprezentare în instanță clienților dumnealui. Este o plăcere să-l am în fața noastră pe dumnealui și o să-i dau cuvântul. În continuare, vă mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru introducere. Mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru organizarea acestei conferințe în general și în special cu privire la modul în care ați înțeles să întrepătrundeți
perspectiva privată cu perspectiva publică. Cred că este absolut necesar ca orice conferință care are ca obiect în special dreptul urbanismului, dreptul construcțiilor, să prezinte ambele perspective ale situației, atât din perspectiva privatului, cât și din perspectiva autorității publice, pentru că doar așa putem înțelege problemele cu care se confruntă fiecare dintre părțile implicate în această, în această discuție, în rezolvarea unor probleme până la urmă care ajută comunitatea în ansamblul ei. Astăzi prezentarea mea va fi pe tema contractelor naționale, așa zisele contracte naționale aprobate în anul 2018 prin hotărârea de guvern numărul 1 din 2018. Contracte care au fost menite să înlocuiască contractele de construire tip FIDIC și am considerat că după 5 ani de aplicare practică, aproape 5 ani, se vor împlini în curând, este un moment bun pentru a vedea în ce măsură aceste contracte naționale au reușit să înlocuiască cu succes contractele tip FIDIC. Asta nu înseamnă că aceste contracte tip FIDIC nu se mai utilizează în activitatea practică, se utilizează în continuare, dar în privința lucrărilor de investiții din fonduri publice, utilizarea practică a acestor contracte naționale în ultimii 5 ani este relevantă și după un asemenea interval de timp putem trage anumite concluzii. Așadar, în anul 2018, spuneam, prin hotărârea Guvernului numărul 1, au fost adoptate două modele de contracte standard, un model care avea ca obiect și care are ca obiect execuția de lucrări și un model care are ca obiect execuția și proiectarea de lucrări. Spuneam că s-au împlinit sau se vor împlini în curând 5 ani de la intrarea în vigoare a acestor noi modele de contracte, al căror scop declarat era acela de a rezolva problemele care împiedicau sau întârziau proiectele de infrastructură. Utilizarea acestor două modele de contract este obligatorie pentru proiectele care au o valoare mai mare de aproximativ 5 milioane de euro, pragul pentru publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar vom vedea spre final faptul că ele au fost utilizate și sunt utilizate și în practică, chiar și pentru proiecte care se află sub această valoare prag. Structura acestor două modele de contracte, după modelul contractelor TIFIDIC, este aceea compusă din condiții generale, echivalentul General Conditions din contractele FIDIC, și din condiții speciale sau specifice, echivalentul Particular Conditions. De asemenea, este util de menționat în acest context și faptul că modelele de contract tip FIDIC au fost introduse în legislația românească în anul 2008, au fost abrogate la scurt timp de la acel moment pentru a fi ulterior reintroduse în anii 2010-2011 pentru domenii pentru lucrări de investiții în domeniul infrastructurii de transport, de interes național, rutiere cu metroul sau feroviare. Așadar, avem adoptate prin hotărârea de guvern numărul 1 pe 2018, spuneam, două modele de contract, un model de contract care este echivalentul așa zisului FIDIC roșu pentru execuția lucrărilor și un model de contract echivalentul așa zisului FIDIC galben pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Deși la o primă vedere ele sunt extrem de similare ca și structură cu modelele FIDIC, cu modelele de contract FIDIC, ele sunt în practică substanțial diferite față de acestea. Aceste contracte FIDIC, de asemenea, trebuie să aducem în discuție faptul că au fost reemise în anul 2017, mai exact contractele FIDIC tip galben, roșu și argintiu. Așadar, după un efort de rescriere de aproximativ 8 ani, s-a considerat necesară adoptarea unor noi versiuni ale contractelor FIDIC, contracte care erau în practică utilizate din anul 1999. Având în vedere importanța contractelor FIDIC în România, atât în privința proiectelor private, cât și a proiectelor publice, ele au devenit la un moment dat un standard preferat în ceea ce privește încheierea unor contracte în privința proiectelor de infrastructură.
Dar în ultima vreme spuneam că am observat că autoritățile publice folosesc aceste contracte naționale intrate în vigoare și adoptate în anul 2018, chiar și pentru proiecte mai puțin cu o valoare mai mică decât acel prag de 5 milioane de euro. Partea a doua a prezentării privește modificările care au fost aduse acestor contracte naționale, modificări care au fost puse în practică printr-o hotărâre de guvern, hotărârea de guvern 297 din 2 martie 2022. Trebuie să menționăm un aspect care se regăsește relativ rar în peisajul legislativ românesc, și anume că aceste contracte naționale adoptate în anul 2018 n-au fost modificate timp de aproximativ 5 ani. Iar modificările care au fost aduse la începutul acestui an, la începutul anului 2022, noi le apreciem ca fiind benefice. Probabil au fost rezultatul unor discuții sau unor rezultate în urma practicii, și modificările care au fost implementate în privința acestor contracte sunt unele bune, unele care transformă aceste contracte și care clarifică anumite aspecte care în practică au dus la divergențe între beneficiari și executanții lucrărilor de infrastructură. Și am enumerat aici, cred că este slide-ul precedent, am enumerat aici o serie de modificări, exact acesta, o serie de modificări care au fost aduse în privința acestor contracte, și anume modificări, prima categorie, modificări în privința garanției de bună execuție. Astfel se stipulează prin intermediul acestor modificări că dacă în acordul contractual nu este menționată o valoare a garanției de bună execuție, ea va fi standard la 10%, stabilită la 10% din valoarea contractului. De asemenea, garanția de bună execuție trebuie să fie livrată în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, și foarte important, se introduce și posibilitatea emiterii acestei garanții de bună execuție și prin intermediul unor rețineri succesive din sumele datorate pentru certificatele de plată. Așadar, garanțiile de bună execuție, pe lângă modalitatea emiterii sub forma unor scrisori de garanție emise de către bănci sau de către instituții financiare, există și posibilitatea constituirii lor prin intermediul reținerilor succesive din certificatele de plată. De asemenea, se precizează, se aduce ca și modificare faptul că antreprenorul are obligația expresă de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție până când lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate. Aspect de asemenea necesar și care a rezultat din activitatea practică, în care fie intervenea o anumită întârziere în executarea lucrărilor și atunci se punea problema în ce măsură există o obligație contractuală sau obligație legală de prelungire a garanției de bună execuție, iar modificarea expresă a modelului contractelor naționale vine și clarifică acest aspect. Astfel, o a doua categorie de modificări privește stabilirea de către supervizor a prețului pentru amendamentele, pentru modificările care sunt aduse proiectului pe parcursul executării lui. Și aici, de asemenea, notăm un amendament adus contract pe care îl considerăm extrem de important și care în practică a ridicat o serie de divergențe și puncte de vedere contradictorii, întrucât privea nivelul a ceea ce se înțelege prin profit rezonabil. Profit rezonabil care era o formulare extrem de generală și nedefinită în contractele naționale, și acum prin aceste modificări introduse la începutul anului 2022 se stipulează în mod expres și foarte clar faptul că prin profit rezonabil se înțelege cota de profit declarată explicit de către antreprenor în ofertă. Așadar, antreprenorul declară în ofertă care este cota de profit pe care urmărește să o obțină din executarea acelui proiect, iar în ipoteza intervenirii unor modificări față de prețul unor lucrări similare, se adaugă această cotă de profit, ceea ce clarifică și aduce claritate în ceea ce privește relația contractuală dintre părți.
O a treia categorie de modificări privește conținutul situației de lucrări. Spuneam anterior faptul că scrisoarea de garanție bancară se poate emite inclusiv prin reținerea unor sume din situațiile de lucrări și pentru a exista coerență din perspectiva contractuală, s-a modificat conținutul situației de lucrări pentru a reflecta și acest aspect al faptului că garanția de bună execuție se poate constitui inclusiv din aceste rețineri succesive. O a patra categorie de modificări introduse la începutul acestui an privește conținutul certificatului de plată și, de asemenea, termenul de emitere a certificatului de plată. Astfel, supervizorul are obligația de a verifica situațiile de lucrări și, în termen de 30 de zile, de a emite un certificat de plată către beneficiar și, de asemenea, se stipulează în mod expres faptul că supervizorul nu va certifica la plată sumele pentru care antreprenorul nu a furnizat integral și în formă finală documentele justificative. Astfel, în activitatea practică, erau numeroase situații în care antreprenorul prezenta o documentație incompletă și atunci începea un fel de ping-pong între antreprenor și supervizor cu privire la data emiterii certificatului de plată. Iar prin această modificare introdusă la începutul anului 2022 se clarifică și se lămurește această situație potențial divergentă între părți în practică. O a cincea categorie de modificări privește rezilierea contractului de către beneficiar. Aceasta este o modificare extrem de importantă, fiindcă în forma anterioară modificării a contractelor naționale se stipula faptul că beneficiarul este îndreptățit să rezilieze contractul în cazul, citez, a unei încălcări grave a contractului. Ori noțiunea de încălcare gravă era una nedefinită, era una vagă și cu potențial de a da naștere unor litigii între părțile contractante. Probabil au fost numeroase divergențe la nivelul autorităților publice pe acest subiect, astfel încât modificarea clarifică și stipulează faptul că beneficiarul este îndreptățit să rezilieze contractul dacă antreprenorul încalcă prevederile contractului. Așadar, orice încălcare a prevederilor contractului, și vom vedea imediat care este și procedura de notificare, conduce la o potențială reziliere a contractului. Trebuie să menționăm faptul că beneficiarul are obligația de a comunica o notificare de 30 de zile, iar în ipoteza în care antreprenorul nu își îndeplinește obligația în termenul stabilit de acea notificare, există posibilitatea pentru beneficiar de a înceta contractul, spune modificarea de plin drept, fără somație, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentința arbitrală sau orice alte modificări. De asemenea, ca urmare a unei asemenea potențiale rezilieri, se introduce obligația expresă a supervizorului ca în termen de maxim 25 de zile să certifice valoarea lucrărilor. O modificare de asemenea binevenită și care în practică a dat naștere unor divergențe, întrucât nu exista un termen stabilit în mod expres pentru supervizor de a certifica valoarea lucrărilor ulterior declarării rezilierii. Bun. O a șasea categorie de modificări privește un aspect care se leagă foarte bine de prezentarea precedentă și anume soluționarea litigiilor, care până acum se putea realiza doar prin arbitraj, iar prin modificările introduse la începutul anului 2020 se introduce în mod expres și posibilitatea soluționării litigiilor de către instanțele de drept comun. Așadar, asemenea litigii între beneficiar și executant și antreprenor se soluționează, spune modificarea, în primă instanță de urgență și cu precădere de către secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante, dacă o asemenea modalitate a fost prevăzută de beneficiar în documentația de atribuire.
O a șaptea categorie de modificări și ultima de altfel privește rezilierea de către antreprenor a contractului în cazul contractului de proiectare și execuție. Astfel, dacă beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile, după trei notificări transmise de către antreprenor, fiecare notificare având o perioadă de remediere de minimum 30 de zile, antreprenorul are dreptul să rezilieze contractul. Anterior, numărul notificărilor era de 2, acum a fost crescut la 3 notificări de câte 30 de zile fiecare. Iar în concluzie și partea finală, slide-ul numărul 3 al prezentării, privește o analiză generală a situației după cei 5 ani pe care i-am menționat încă de la începutul prezentării, în privința utilizării practice a acestor contracte naționale. Am anticipat deja faptul că în practică aceste contracte naționale se utilizează atât pentru proiecte care depășesc threshold-ul, valoarea de 5 milioane de euro, cât și pentru proiecte care se află sub această valoare menționată. Și trebuie să observăm faptul că în decursul acestor 5 ani sunt numeroase proiecte care au fost puse în practică prin intermediul acestor modele de contracte naționale. Am obținut chiar și o situație în privința valorii acestor contracte și, spre exemplu, doar la nivelul Ministerului Fondurilor Europene există o sumă de peste 1 miliard de euro care a fost pusă în practică în cadrul unor proiecte executate prin intermediul acestor contracte naționale. Așadar, ca și concluzie finală, ca și remarcă finală a prezentării, din punctul nostru de vedere, adoptarea acestor contracte naționale a reprezentat un pas înainte și rămâne ca timpul să ne spună în continuare dacă utilizarea practică a acestor contracte naționale a adus beneficii părților contractante mai mari decât utilizarea contractelor de tip FIDIC. Concluzia preliminară pe parcursul acestor 5 ani este că utilizarea contractelor naționale este preferabilă utilizării contractelor FIDIC în privința lucrărilor de investiții finanțate din fonduri publice. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, bineînțeles că sunt deschis a le clarifica. Vă mulțumesc tare mult! Într-adevăr, aș vrea să verific și eu dacă sunt întrebări după această prezentare a domnului Daniel Moreanu, atât din partea celor care sunt prezenți fizic și online. Dacă nu, eu aș avea o scurtă întrebare pentru domnul avocat. Sunt convins că aveți mai multă experiență decât mine. Totuși, într-adevăr, sunt de acord că contractele naționale reglementate prin HG1 din 2018 au fost un mecanism util din perspectiva executării lucrurilor și, în special, din perspectiva atragerii fondurilor europene în și plății efective a acestor fonduri europene. Totuși, din punctul meu de vedere, există totuși anumite neajunsuri care în continuare persistă în piață și care afectează, în special, ar spune, partea privată a acestor contracte, și mă refer la mecanismele de soluționare a disputelor, care în cazul modelelor de contract FIDIC introduse în 2010, HG 1405, acolo mecanismul era foarte simplu. Aveam clauza 20.0, aveam o notificare care știam că e sfântă în 28 de zile. Dacă ai formulat notificarea respectivă, nu pierdeai dreptul de creanță, practic dreptul, substanța dreptului efectivă. În schimb, în cazul modelelor de contract reglementate HG1 din 2018, acest mecanism este mult mai laborios, mult mai complex. Personal, mi-a luat o jumătate de zi ca să înțeleg întreg acest mecanism și să îmi schematizez toate etapele pe care un antreprenor dirigent ar trebui să le urmeze. Și într-adevăr, după implementarea acestor contracte, m-am lovit cu mai puține cazuri de dispută între părți,
ca urmare a problemelor care pot apărea, dar întrebarea mea este, oare aceste dispute sunt ca urmare a faptului că procedura de notificare a disputelor și efectiv de rezolvarea acestora pe cazul pe calea arbitrajului sau instanțelor este mult prea complexă prin HG1 pe 2011 sau efectiv aceste contracte sunt foarte bune și reglementează foarte bine relațiile dintre părți? Mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare excelentă la care m-am gândit și eu de multe ori și vă pot da un răspuns din perspectiva discuției atât cu reprezentanții guvernului, cât și cu reprezentantul Băncii Mondiale care a elaborat aceste modele de contract. Am participat la o conferință în care am avut oportunitatea să discut atât cu reprezentanții guvernului, cât și cu reprezentantul Băncii Mondiale, un domn din Grecia, care mi-a spus că într-o vară a fost rugat să elaboreze aceste modele de contracte și că i-a ocupat toată vara, i-a stricat tot concediul elaborarea acestor două contracte. Și am înțeles care a fost raționamentul pentru care autoritățile publice românești au dorit implementarea unor modele naționale. Și anume, tocmai numeroasele litigii care erau determinate de contractele FIDIC. Așadar, dacă vrem să reținem în urma acestei prezentări o esență, esența este constă în această motivație. De ce a fost necesară implementarea acestor modele de contracte naționale, atâta timp cât contractele FIDIC fuseseră deja folosite timp de aproximativ 10 ani în România? Iar explicația este cea pe care am menționat anterior, și anume că acele modele de contracte FIDIC nășteau în practică numeroase litigi. Și atunci, autoritățile publice române, împreună cu Banca Mondială, s-au gândit la un mecanism prin care să elimine o parte din aceste litigii care apăreau frecvent ca urmare a utilizării contractelor FIDIC. Acesta este raționamentul și ideea principală din spatele elaborării acestor modele de contracte naționale. Referitor la cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, în ce măsură numărul litigilor este rezultatul unei proceduri mai laborioase sau a calității contractelor naționale, a zice că răspunsul e ca întotdeauna în viață o combinație între cele două. În opinia mea, contractele naționale sunt și mai bine adaptate decât contractele FIDIC cadrului legislativ românesc. După cum cunoaștem, contractele FIDIC implică acele particular conditions care, în cele mai multe cazuri, sunt mai întinse ca și dimensiune decât condițiile generale. Așadar, trebuie să plecăm de la realitatea faptului că acele contracte FIDIC nu sunt adaptate în bună măsură realității juridice românești. Dar și această procedură mai laborioasă, mai dificilă, cum ați menționat dumneavoastră, de soluționare a litigilor, poate a determinat în anumite cazuri ca atât autoritatea contractantă cât și antreprenorul să se gândească de două ori dacă dau naștere unei asemenea litigiu sau nu. Iar în ceea ce privește necesitatea practică a autorităților locale și centrale din România de a dezvolta proiecte de infrastructură în general, dar și proiecte de utilitate publică în cel mai scurt timp posibil, poate nu este nici rău faptul că există o procedură mai dificilă și că părțile trebuie să treacă prin acest demers cognitiv în care să analizeze cu foarte mare atenție dacă are sens să înceapă un litigiu cu cealaltă parte sau nu. Sper că am răspuns într-adevăr, cât de cât întrebării. Da, desigur. Sigur, răspunsul e într-adevăr foarte util și pertinent. Totuși, aș încheia cu o remarcă și cu un alt domeniu care mie îmi place foarte mult, și anume achizițiile publice, unde autoritățile, din dorința de a demara proiectele cât mai repede, de a absorbi fondurile europene din ce în ce mai repede, au încercat să elimine așa zisă practica contestațiilor rezultatelor procedurii de atribuire, care suspendă procedurile de atribuire și contractele, implementarea efectivă a contractelor sunt întârziate. Din punctul meu de vedere, autoritățile sau legiuitorul, în cazul nostru, a făcut mai mult rău decât bine, restricționând excesiv dreptul operatorilor economici de a contesta
procedurile de atribuire în cazurile unde într-adevăr sunt flagrante cazuri de nelegalitate și mai departe, pentru că contestația nu se formulează doar pentru a întârzia un proiect, ci pentru a semnala și a corecta un viciu de nelegalitate. Restricționăm foarte mult acest drept prin impunerea unor cauțiuni foarte mari, termene foarte scurte și mai departe. Este destul de posibil, prezum, faptul că multe astfel de nelegalități au scăpat tocmai pentru că operatorii respectivi erau, să spunem, erau mai puțin motivați să corecteze o astfel de nelegalitate. Mi-e teamă doar să nu fie același lucru și în cadrul acestor proceduri extrem de laborioase și complicate de soluționarea disputelor dintre constructor și beneficiar. Mi-e teamă ca, într-adevăr, plecând de la dorința de a nu avea litigii pe parcursul unui contract, să nu viciez și mai mult dreptul unei părți de a-și fructifica dreptul pe care îl are, dacă îl are, tocmai pentru că la un moment dat nu a fost atent, nu a trimis o notificare în termenul prevăzut de contract, iar acele termene sunt multe și, din păcate, știm cu toții un contract care se întinde, de exemplu, pe 6 ani, poți să uiți să trimiți o hârtie la un moment dat. Vă mulțumesc tare mult. Silviu, cred că voiai să spui ceva. Da, referitor la ce a zis domnul Moreanu și la precizările tale, cred totuși că prin intermediul contractelor naționale s-a rupt în realitate echilibrul acela clasic pe care îl stabilea contractul FIDIC standard, mă refer aici la versiunea din 1999, cea din 2017 este mai elaborată. Mărturisesc că am întâlnit în practică dezvoltatori privați care încă utilizează modelul din 1999 pentru că este mai suplu din punctul de vedere al cantității, volumului de informații. Ediția din 2017 este aproape dublă, adică e un contract mult mai consistent care intră în detalii pe care în detalii în care versiunea din 1999 nu intra, erau lăsate la aprecierea instanțelor arbitrale diferite aspecte și la, evident, dispoziția părților. Cred totuși că, cel puțin în România, au existat multe litigii, sau mai multe litigii, pe executarea contractelor de tip FIDI, tocmai pentru că, cel puțin în contractele care aveau ca obiect lucrări finanțate din fonduri publice, cred că existau astfel de litigii pentru că prin condițiile particulare se modificau în foarte multe aspecte condițiile generale, condiții generale care inclusiv reprezentanții FIDIC transmit în mod constant acest mesaj, să nu modificăm condițiile generale mai mult decât este cazul, să ne rezumăm doar la aspectele care asigură atingerea obiectivului final și anume edificarea acelei construcții, realizarea construcției. Cred totuși că prin HG 1/2018 s-a rupt acest echilibru, cumva la prima vedere din modalitatea de redactare a contractului pare că autoritatea publică este cea care are toate pârghiile juridice la dispoziție, astfel încât să-l constrângă pe constructor, pe antreprenor, să realizeze acel obiectiv în condițiile impuse de către autoritate. Ori, evident, orice tip de contract trebuie să aibă, să fie cel puțin în teorie, să conducă la obținerea unor rezultate benefice pentru ambele părți. Și nu puține au fost situațiile în care constructorii, din cauza modalității de redactare a contractului național, au ajuns în situații în care fie au plătit penalități, fie nu au putut continua dezvoltarea proiectului. Deci cred că din acest punct de vedere, poate că n-ar fi rău să îi
cel puțin din perspectiva statului român și din perspectiva modului de redactare a acestor contracte, poate că ar trebui intrat puțin și pe substanța contractului, în sensul de a oferi și antreprenorului o serie de pârghii, astfel încât până la urmă să obțină și el, în situații în care evident este dezavantajat, să obțină un minim beneficiu, evident niște termene mai mari, poate niște o modalitate de constrângere a autorității prin diverse mecanisme juridice. Supervizorul, după cum știm, este un de regulă este un angajat al autorității contractante. Deci, din acest punct de vedere, cred că echilibrarea acestui contract ar trebui să fie un obiectiv în viitorul, aș spune, apropiat, astfel încât să se poată atrage cele fonduri publice, fonduri europene și să se și realizeze niște obiective. Vă mulțumesc! Mulțumim tare mult! Aceasta închide sesiunea noastră din această dimineață. O să urmeze, după o pauză de aproximativ 40 de minute, sesiunea noastră trebuie să se încheie la 12:20. Ne-am întins cu aproximativ 20 de minute, astfel încât, dacă toată lumea este de acord, o să reluăm activitatea noastră cu următorul panel al acestei conferințe în 50 de minute atunci, la ora 1 și la ora 1 și jumătate. Vom reveni atât fizic, cât și online la 1 și jumătate. Vă mulțumim tare mult.